Ce soartă credeți că va avea neamul nostru? Neamul nostru avea o soartă frumoasă. Pentru că e destinat să aibă o soartă frumoasă. Nu o să poate, dragul meu, sunt 2, 3, 5, 100, 1000, 1, dar serafinii să rog ținea în spate tot neamul rus. Nu mai se pune problema. Deci avem acel dialog extraordinar între Avram și Dumnezeu. Dar dacă nu ar fi, știi, Doamne, dar s-ar putea... Dumnezeu e milostiv, nu ne-a creat ca să ne nenorocească, Doamne. Să aveți încredere maximă în Hristos, cel înviat cu trupul. Neamul nostru are 2000 de ani de istorie. Am dovedit de atâtea ori că cu 15.000 am bătut 100.000, 200.000 și pe câmpul de luptă am dovedit că am avut sihaștri de care nu știau nimeni și au înviat toată țara aceasta. Mari voievozi, iată, își plecau urechea la mari duhovnici. Nu pierde neamul acesta când vor unii sau alții. Nu mai avem în mână granițele, nu mai avem în mână, să zic așa, economia, nu mai avem în mână armata. Dar avem în inim pe Hristos, dragul meu. Noi de sub pământ suntem mai activi. Noi în pușcărie am dat oameni mai puternici. Deci Hristos bătut pe cruce, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, era bătut Hristos pe cruce și se băta Satana în iad. Deci creștinismul este invers lumea. Cu cât creșterea acesta se va strânge împotriva noastră, abia ne vom identifica, deci ca și creștini, noi vom învia pe crucea lui Hristos. Este un risc comoditatea, este un risc absența necazurilor, este un risc lepădarea crucii, dar nouă ne fac un mare favor. Cum spunea Paisia Ghiuritul, mulți ființi ar fi dorit să trăiască în vremurile noastre ca să mărturisească pe Hristos astăzi. De ce? Când se pare că e aproape imposibil. Nu, dragul meu, deci nu se poate. Deci nu pierde un neam când vor unii sau alții. Ceea ce a înființat Dumnezeu nu desființează omul. Deci în privința neamului românesc, numai să ne lenevim noi, să ne fim comozi. Dumnezeu nu mi-a dat și câte o palmă și câte un șut, cum spunea Petrețuțea. Poate s-o milostivi Dumnezeu de noi să ne dea un șut în fund. Adică la noi somnul, ceasornicărea, dormea la filatelia, columbofilul, la noi plugăria prinde bine rugăciunea, îngenunchierea, noi în genunchi la icoană prindem putere. Noi noaptea la privegherii, noi prindem putere. Noi la liturghie prindem putere. Paștele la român este o sărbătoare, cum în meci de fotbal Anglia, Germania. La noi este viața. E viața, regăsirea cu Hristos. Și există, deci acest sentiment e foarte puternic la noi. Un an întreg, tânăra româncă umblă pielea goală, curvește, își poartă steriletul. Un an de zile pădurarul român vinde la arabi, vinde la jidan păduri. Un an de zile efectiv și doctorul și medicul cască gura. De Paști s-a adunat când Hristos a înviat, îi trec fiorii, s-ar putea chiar să spovedească, să ține 2-3 zile. Deci arată că nu și-a uitat reperele. Dar Dumnezeu să extindă de la 3 zile la o săptămână, la 40 de zile, să intrăm în rosturile noastre. Dar ce vreau să zic, un neam nu e definit de persoanele care astăzi abdică de la rosturile lor. Neamul este înfipt în istorie, deci noi și avem încă, ortodoxia, să știți, are resurse mari. Noi nu suntem conștienți de marea forță ortodoxiei. Dragul meu, noi suntem ca oameni slabi, dar avem aliat puternic pe Dumnezeu. Într-o clipă, dacă românul s-a deșteptat sau și-a dat seama și a fugit la icoană, dragul meu, a tremurat tot iadul. Și rusul și bulgarul, vorbim de român, că suntem, deci, neam în cadrul acestui neam. Deci e important dialogul acesta. Și limba asta o grăim acum, iată, care are încărcătura ei. Dar să nu se sperie românul de oriunde s-ar afla. Dragul meu, deci naționalismul la noi nu este un moft și atât. Nu e patriotism american la noi. Deci sângele la noi, deci efective, sângele lui Hristos în vene, deci care e cu totul altceva. Deci avem o altă forță, o altă putere, o altă tărie. Noi avem o prezență în noi. Biserica e vie. E departe de a fi... un muzeu. Și Evanghelia nu este o piesă de muzeu sau crucea un monument, așa, biserica nu e un monument istoric și Evanghelia o piesă de muzeu. E viața noastră. Deci nu poate pieri viața aceasta. Nici Hristos se prezentă în mijlocul nostru. Nu poate să-L scoată nimeni. Decât tu singur atât, dar vă spun, asta deci nu are cum. Deci a fost istoria vitregă, acum vine cu altă tactică, dar nu cred eu că pierde neamul acesta. Deci nu se poate vorbi de așa ceva. Cred că avem un rol însemnat în vremurile de astăzi noi. Da, nu mă sper. Noi nu mergem pe număr. Noi mergem pe adevăr, dragul meu. Și când ești înfipt în adevăr, atunci neamul nu pierde.